Incendiu violent la un depozit de materiale de construcții din Râmnicu Vâlcea. Flăcările au izbucnit în această după-amiază și s-au extins cu repeziciune din cauza materialelor inflamabile care se aflau aici. 3500 de metri pătrați au fost cuprinși de foc. O femeie de 36 de ani a suferit arsuri de gradul 2 pe mâini și pe față și a fost transportată la spital. Mai multe echipaje de pompieri au intervenit, însă misiunea nu a fost deloc ușoară. În depozit se afla o cantitate mare de diluant, fumul degajat fiind periculos pentru populație.